Dacă tot am vorbit în ultimele videoclipuri despre cum să vorbești cu o fată prin mesaje, ce să faci la prima întâlnire, astăzi o ducem la cu totul alt nivel și e un fel de continuare dacă vreți. Astăzi vom vorbi despre 5 lucruri pe care ar trebui să le știi, nu știu de ce sunt așa entuziasmat, e un video destul de greu de filmat pentru mine, 5 lucruri pe care ar trebui să le știi înainte să faci sex. Lucruri pe care taică-meu nu mi le-a spus, nu m-a învățat nimeni, a trebuit să le învăț eu singur pe pielea mea, dar tu nu trebuie să treci prin asta pentru că fratele tău de pe internet e aici. Nu știu de ce am spus că e mai greu de filmat, am pus un prezervativ pe o banană, ce poate fi mai greu de făcut de atât? Ăsta e floare la ureche. Fără să mai lungim, hai să-i dăm drumul. Și că tot vorbeam de lup, fără banană de data asta, ok? Primul lucru pe care trebuie să-l știi, care e partea corectă a prezervativului. O să vezi imediat de ce e important, stai să-l deschid prima dată. Bun, am scos prezervativul, acum. La început n-a fost evident pentru mine care era partea corectă a prezervativului și îl tot întorceam de pe o parte pe alta, îl încercam să văd dacă se rulează. Tu nu trebuie să faci asta, deci ca să-ți dai seama, după cum poți vedea, aici este o folie, un latex și la bază un inel. Ca să-ți dai seama care e partea corectă, tragi de inelul ăsta de jos și acum e pus pe partea greșită pentru că folia vine peste inel. Dacă îl întorc invers, acum, dacă se focusează, nu mai e nicio folie peste inel. Adică poți să ating inelul acela. Dacă ești la primul contact sexual, prima dată când îți pui un prezervativ, ăsta e un mod destul de bun de a-ți da seama care este partea corectă. După ce vei prinde puțin mai multă experiență, îți vei da seama fără să mai faci chestia asta. Al doilea lucru pe care trebuie să-l știi la primul tău contact sexual, începe cu preludiu. De fapt, preludiu nu este un cuvânt sexual. Preludiu înseamnă a pregăti ceva. Ceva premergător unei acțiuni. Știu că e prima dată, știu că ești nerăbdător să treci cât mai repede la acțiune. Doar că e ca o mașină. Dacă nu e unsă cutia de viteză, dacă n-are ulei în ea, intră mai greu în viteză, scârție, știi? Acum vorbim serios, este foarte greu să penetrezi dacă fata nu este în dispoziția necesară și nu e excitată. Este treaba ta să faci asta. Cum faci asta? Prin atingeri și săruturi. Lucru pe care nu-l știam prima dată și dacă nu știi asta tu, o doare pe ea. Al treilea lucru pe care nu l-am știut, acum vorbesc din experiența mea, tot ce spun, ține de capul prezervativului atunci când îl pui. Nu o să mai deschid alt prezervativ pentru că abia m-am spălat de lubrifiantul artificial. Mișcarea e în felul următor. Ține de cap și trage în jos. Trebuie să ții de cap atunci când îl pui pentru că altfel se va crea o bulă de aer înăuntru. Cu bula aia de aer acolo în vârf, prezervativul se poate sparge atunci când ejaculezi. Pe lângă asta, nu o să poți să penetrezi la fel de bine. Al patrulea lucru pe care trebuie să-l știi înainte de primul tău contact sexual, nu o face într-un loc unde sunt multe persoane sau orice fel de persoană. Știu că e greu, știu că ești tânăr și încă stai cu părinții, dar e mai bine să aștepți până când pleacă părinții de acasă decât să o faci în baie, în club. Și ține cont că e prima dată, o să ai emoții, nu o să fii sigur pe tine și ai nevoie de mai mult spațiu. În baie nu o să ai deloc spațiu. Ce se întâmplă dacă cineva are nevoie la baie și vă vede sau vă aude? Nu e bine, o grămadă de lucruri pot merge prost. Ai nevoie de intimitate, ai nevoie de un pat, așa că așteaptă până când părinții pleacă de acasă. Și că tot vorbim de cluburi, al cincilea lucru pe care ar trebui să-l știi înainte de primul tău contact sexual, fă-o cu cineva de care îți pasă. În cluburi nu o să găsești fete cu care ai vrea să o faci prima dată. În cluburi găsești fete care vin acolo să se distreze, care poate se îmbată și nu o să fie o experiență plăcută pentru tine. Am auzit odată chestia asta și mi-a rămas în cap. Fă-o prima dată cu o fată cu care, dacă se întâmplă un accident, o greșeală, poți să vorbești onest și sincer despre greșeala aia. Cu o fată pe care o întâlnești prima dată în club, ce poți să vorbești? Nici măcar nu vă știți. Pe lângă asta, nu e confortabil pentru tine. Trebuie să fie prima dată cu cineva cu care te simți confortabil. Știu că ești nerăbdător și poate restul prietenilor tăi au făcut-o deja și te simți inferior lor, însă crede-mă că merită să aștepți pentru persoana potrivită. Merită să te gândești la experiența asta ca fiind ceva plăcut. O experiență plăcută cu o fată de care chiar
îți pasă. Și dacă ești cu o fată de câteva zile, nu pune presiune pe ea să o facă așa din prima. Așteaptă o lună, două, așteaptă puțin până când deveniți mai confortabil unul cu altul. Da, oamenii, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și să dați un follow pe Instagram la EddieAdvice, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, avem și un server de Discord numit Masa Sfaturilor, unde încercăm împreună să rezolvăm problemele cu care adolescenții se confruntă în viața de zi cu zi. Dacă îți dorești să ai acces, te poți alătura canalului și vei avea. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare nu uita, pune E în reușită, nu rateu. Pa, pa!